Aveți la cunoștință ordinea de zi cu suplimentări readuse? Da. Discuții pe tema ordinii de zi? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Ordinea de zi a trecut. Înainte de a intra în ordinea de zi, dacă sunt observații la procesele verbale ale ședințelor anterioare, respectiv ședința din 20 octombrie, ședință ordinară, discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Ședința din 31 octombrie, o ședință extraordinară. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Ședința din 9 noiembrie, ședință extraordinară. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Ședința din 14 noiembrie, ședință extraordinară. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri, nu. Trecem la ordinea de zi. Proiectul număr 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei numărul 3 pe anul 2022 a solicitanților eligibili în vederea emiterii atestatelor de administrator de condomin din municipiul Onești. Are cuvântul domnul secretar pentru raportul de specialitate. Activitatea de administrare include activități de administrare tehnică și întreținere a proprietății comune de contabilitate și de caserie. Atestarea persoanelor fizice autorizate sau persoanelor juridice specializate care intenționează să ocupe funcția de administrator condominii se face de către primar în baza unui hotărâri de Consiliul Local la propunerea Comisiei de Atestare constituită în acest sens. Pentru a obține calitatea de administrator de condominiu, la Registratura Condominiei, Onești s-a depus o singură solicitare în acest sens. Având în vedere condițiile prevăzute de lege, precum și documentațiile înaintate, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei 1? Aviz favorabil. Comisia 4? Favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei de prioritate numărul 5 pentru anul 2022 în vederea atribuirii prin închiriere a locuințelor pentru tineri tip ANL în municipiul Onești. Urmarea faptului că la momentul actual sunt disponibile locuinții ANL, este necesară repartizarea acestora. În acest context, Comisia Socială de Analiză a Cererilor Solicitanților pentru aprobarea repartizării, atribuirii și închirierii locuinților pentru tine, locuinților sociale, locuinților de serviciu, a locuinților de fonduri locativ de stat, a procedat la verificarea dosarelor depuse la Registratura Primăriei Municipiului Onești, stabilind listele solicitanților de locuințe ANL care depinesc condițiile necesare atribuirii unor locuințe ANL. Având în vedere cele menționate, urmează să deliberați și să aprobați proiectul în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvânt Comisia 1? Aviz favorabil. Comisia 3? Favorabil. Și Comisia 4? Favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind autorizarea și desfășurarea activităților economice în municipiul Onești. Domnule secretar. Principalul atribut al Consiliului Local stipulat în legislația materie este acela de a avea inițiativă și de a hotărâ în condițiile legii în toate problemele de interes local prin adoptarea de hotărâri de Consiliu, astfel care sunt acte administrative cu caracter obligatoriu și executoriu, atât pentru persoanele fizice cât și pentru persoanele juridice cărora li se adresează. Orice exercițiu comercial se desfășoară numai de către comercianți autorizați în condițiile legii. Având în vedere necesitatea actualizării condițiilor necesare solicitanților,
autorizării exercițiului comercial pe raza localității și a obligațiilor operatorilor economici privind desfășurarea activităților economice în municipiul Onești, precum și necesitatea adaptării cadrului normativ aplicabil activităților, pentru care legea prevede condiții speciale de autorizare a funcționării pe raza unității administrative teritoriale, vă supuneți spre aprobare, spre analiză și aprobare, proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate a fost prezentat. Au cuvântul Comisiei de Specialitate. Comisia 1? Aviz favorabil. Comisia 2? Aviz favorabil. Comisia 4? Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Da, domnule. Da, domnule. Articolul 12, litera J. Să nu comercializeze și să nu expună spre vânzare băuturi alcoolice, tipărituri și înregistrări auto și video conținut obscen, respectiv țigări și alte produse de din tutun, în incinta unităților de învățământ de toate gradele. Nu mai contează mai departe. Ce înseamnă incinta unităților de învățământ sau cum se determină incinta aceasta? Incinta este curtea. Ceea ce este în grup, ce reprezintă în grup. Magazine școlare. Deci nu e o problemă cu cel de la poartă din exterior, am o problemă cu cele din interior, nu? Nu, problema este că spune incintă și apoi spune, face referire și la curte. Cred că la asta v-ați gândit că ar trebui nu, să... Nu, v-am gândit să știți la ce m-am dăruit. V-am supraestimat iarăși, nu? Nu, ați văzut bine întrebată, ca de obicei. Da. Am încercat să vă dau un de ajutor. Cel care aprobă este președintele de ședință, dacă nu știți. Vă rog frumos. Păi, se conformeze, doamna. Dacă îmi permiteți, aș putea să dau eu un răspuns, doamna. Ok. Am întâlnit în practică situații în care, în incinta unităților de învățământ, de către unitățile de învățământ, sunt concesionate pentru diferite activități comerciale, spații, chioșcuri, ele sunt în interiorul curților și incinta se referă la curtea împrejmuită a unității de învățământ. În acele situații am considerat necesar să punem expres această interdicție, având în vedere că acolo sunt elevi, să nu se comercializeze niciun fel de material, băutură care ar putea dăuna creșterii elevilor din municipiul Onești. Se poate, doamna președintă? Se poate. Domnul director, la același articol spuneți aici, că în curțile, deci spuneți odată în incintă, a doua oară spuneți în curțile acestor imobile și după aceea faceți referire la trotuare. De asta v-am întrebat care, cum stabiliți incinta. Că nu puteți să spuneți incintă și după aia în interiorul curții și să fie și același lucru. Am înțeles ce spuneți. Incinta se stabilește în funcție de ceea ce este îngrădit. Dar unele chioșcuri, în, în anumite situații, unele chioșcuri sunt puse exact pe marginea, cu expunerea spre vânzare, spre exterior, dar chioșcul este în interiorul curții. Avem situații și situații diferite. Ceea ce ne interesează aici este să aplicăm o sancțiune sau o interdicție acolo unde ele sunt în apropierea sau în incinta de unității de învățământ pentru a proteja cultura elevilor. Asta este scopul. Și va fi aplicată cu acest scop. Până în momentul de față, nu n-a fost nicio interdicție de autorizare. Acolo este o chestiune care nu privește autorizarea în sine înainte de producerea fenomenului, ci de ceea ce se întâmplă după obținerea autorizației. Iar dacă vom descoperi astfel de situații, prin poliția locală va fi sesizată cu privire la faptul că se încalcă au o interdicție și va trebui să oprească acel fenomen. Scopul este, repet, de a contribui la educarea copiilor într-un mod care corespunde ordinii și liniștii publice și moralei publice. Doamna președinte, dacă îmi permiteți, okay, să fiu riguroasă. Cred că aici ar fi trebuit să avem o exprimare un piculeț mai clară. Trebuia să ne referim în felul următor. În unitățile, să avem această interdicție stabilită pentru unitățile de învățământ de toate gradele, căminele și locurile de cazare pentru elevi și studenți, în curțile acestor imobile, adică nu trebuia să punem incinta. Termenul incintă, cred că încurc un piculeț, pentru că ne referăm prima dată la unitățile de învățământ de toate gradele, adică în interiorul construcțiilor, după care făceam referire la curți.
și cred că acoperea întreaga arie. Urmând ulterior să ne referim și la trotuare, alei de acces, cred că e mulțumitor așa, domnul Cincoieșu, nu? Eu vă întreb, până la urmă, trebuie să avem un proiect de hotărâre care să vină în sprijinul oamenilor și să fie și ușor de aplicat poliției locale și celor care îl vor, se vor folosi de el. Să avem niște acte, se poate. Să avem niște hotărâri ca să fie clare și logice. Exact. A, despre asta e vorba. Da, poftiți. Să înțeleg că doamna Pașcu este un amendament astfel încât să fie luat cuvântul de cinte. Da. Cât se poate de în regulă și se poate fi ușor aplicat. Este ok, adică credeți că e vreo problemă? Nu e nicio problemă. Nu, nicio problemă. Și a aduce la clarificarea eliminarea confuziei cu privire la cuvântul incinta. Deci avem un amendament al doamnei consilier Pașcu. Nu, al domnului Cimpoieșu, domnul secretar. Sau domnul Cimpoieșu, da, scuzați. Sau puteți să deci, haideți că noi va trebui să vom scriem și procesul urmat. Deci, domnul Cipoieșu, este amendamentul dumneavoastră? Sunteți de acord? Din punctul meu de vedere, nu schimbă latura juridică a întregului. Doamna Pașcu, insistați în amendamentul dumneavoastră sau... Ca să nu avem probleme pe viitor, adică, cum să zic, eu nu vin și ridic nicio problemă legată de modul în care arată proiectele, decât dacă vreau ca ele să fie modificate. Adică, atâta timp cât s-a sesizat această inadvertență de către domnul consilier Cimpoieșu, și cred că ar trebui să modificăm totuși modul în care arată acest articol. Eu așa o înțeleg, da? Putem modifica doar dacă există un amendament. Domnul Dice, ce mai are Și din punctul meu de vedere, nu văd niște efecte deosebite sau interpretate. Mulțumesc, doamna Pașcu. Doamna Doileț. Da, eu cred că este totuși o diferență între curte și între incintă. Incinta este spațiul acela împrejmuit, iar în incintă pot fi și construcții și spații verzi și alei și... Și deci o diferență între incintă și curte. Curtea ce? Curtea e spațiu, tot un spațiu verde, da, amenajat. E verde, da, dacă albastru nu-i curte, să nu-i curte. Dar în interior, unei incinte e curtea. Și curtea și incinta e delimitată din perimetru. Da. De fapt, la asta se referă. Mai sunt discuții în incintă, poate fi și o construcție, de exemplu. Și în curte, nu? E curte, rămâne spațiu verde, nu? Cu spis verde, doamne. Poate fi și albastru, care-i problema? Eu așa văd, incinta fiind întreg spațiu delimitat de un car și care poate avea mai multe obiective în ea acolo, în incinta respectivă, dar mă rog. Da, doamna Pașcu, doamna Doileț. Articolul 7, am discutat înainte cu colegul meu, cu Robert Chiriac. Cred că ar trebui să dispară sintagma de cel mult. Prin excepție de la prevederile articolului 6, autoritatea de autorizare poate aproba pe o perioadă de cel mult un an de zile. Să trecem doar un an de zile, pe o perioadă de un an de zile, pentru că la alineatul 2 vorbim cu prelungirea cu câte un an. S-ar bate cap în cap. Alineatul 2 cu alineatul 1 e o chestiune cu care colegul meu, Robert Chiriac, a fost de acord și cred că este utilă. De asemenea, la articolul 11, aici o chestiune, înțeleg că e o problemă la direcția economică, îmi spune că acordul de funcționare se emite pe o perioadă determinată care nu poate depăși 31 decembrie a anului în curs.
stau și mă gândesc că la activitățile sezoniere. Vine cineva și solicită un acord de funcționare pe perioada iernii, de la începutul lunii decembrie până în februarie. Ce facem? Nu-i dăm acordul decât până la 31 decembrie? Nu știu, cam așa ar ieși din... Se poate da un acord până la 31 decembrie, la 1 ianuarie vine și iau acord. Adică dăm două acorduri? Da, eu... La activitate sezonieră, pe 2-3 luni. O să vină birocrații. Da, da, e birocratic, adică prea mult. Până în 31 decembrie, decembrie și pe ianuarie... Așa, ar trebui, nu știu dacă, din punct de vedere al Direcției Economico-Financiare, ar fi vreo problemă să scoatem acest alineat. Pot să vă spun care a fost TB-ul pentru care a fost introdus. Pentru că hotărârile cu impozite și taxe sunt anuale, există posibilitatea ca anul următor taxa pentru aceleași tip de activitate să fie mai mare. Și atunci s-a pus termen limită, inclus pentru autorizațiile caracter sezonier temporar 31 decembrie, ca să fie corespondentă cu taxa din anul respectiv. Dar oarecum nu e corect? Pentru că dacă eu în luna noiembrie mă hotărăsc să am o activitate sezonieră și cunosc care este regimul taxelor și impozitelor, și solicit din decembrie până în februarie, nu e normal ca la, după ce se votează taxele și impozitele, eu să fiu supus unui alt regim. Pentru că eu trebuie să beneficiez de regimul solicitat la momentul la care am făcut cererea pentru activitatea sezonieră, nu? Din punct de vedere juridic aveți dreptate, dar din punct de vedere fiscal, fiecare taxă este corespondentă unui an. Dacă eu practic activitatea în anul în curs, trebuie să mi se aplice taxa din anul în curs. Fac o cerere din luna, iunie. Vreau pe 3 luni, 4 luni, dar dacă depășesc anul fiscal următor, trebuie să mi se ia impozitul sau taxa pe anul fiscal următor. Dacă altfel vine curtea de conturi și ne impută. Am înțeles. Da, am înțeles. Înseamnă că trebuie să rămânem cu această perioadă de 31 decembrie, urmând ca oamenii să vină de două ori, cei care au nevoie de activități sezoniere pe timpul iernii. Sau online pe portalul public de servicii. Mai erau niște inadvertențe, dar minore, motiv pentru care nu are sens să le mai menționez, am discutat, nu produc consecințe juridice, motiv pentru care eu mi-am încetat intervenția aici. Mulțumim. Și să înțeleg la articolul 7, este un amendament. Aveți acel amendament prin eliminarea cel mult un an, adică să fie pe perioadă de un an. Da. Domnul director, cu cum de vedere? Pot să vă spun și aici. Se poate face modificarea, dar eu trebuie să vă spun mereu ce am avut la bază când am introdus articolul respectiv. Am avut situații tot așa pentru... vedeți că aici este vorba de situațiile în care anumiți agenții economici au documente lipsă și ei primesc o autorizație provizorie sau cu unii care suntem în instanță și avem termene diferite la dosare. Noi putem să permitem, de exemplu, un agent economic să-i prelungim o autorizație provizorie până la data terminării unui litigiu. De asta am încercat să nu punem o perioadă fixă de un an, din an în an, ci o perioadă care să depindă de un fapt incert la data când se face autorizarea. Păi, cum ar fi un litigiu în instanță. Cu atât mai mult ne limitează cel mult un an decât un an. Adică cel mult limitează doar, pot să-i dau și pe 30 de zile, 60 de zile, până la data finalizării unui proces în cursul acelui an, a pus un termen maxim și nu a pus o perioadă maximă de autorizare. Asta a fost ipoteza. Da, nu știu, eu n-aș vrea să avem probleme în instanță. Vom vedea. Sperăm că nu. Și ce am avut cu autorizația, mi s-a câștigat toate procesul. Cum apreciați dumneavoastră, domnul secretar? Din punctul meu de vedere. Păi, dar ați dat aviz de legalitate? Cred da, că... da, l-am dat aviz, ceea ce îmi spune colegul meu, eu zic că e cât se poate de pertenești. Lăsați-l așa, eu am ridicat discuția, da, dacă vor fi probleme ulterioare, vom vedea. Mulțumesc, doamna Pașco. Mai sunt discuții? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind acordarea distinției de cetățean de onoare al municipiului Ionești, post-mortem domnului Adrian Dumitru Răspol. Domnule secretar? O să vă las dumneavoastră să citiți referatul de aprobare de măsură. În semn de recunoștință, dar și pentru a oferi modele tinerilor generații, recunoașterea meritelor, cinstirea și onoarea personalităților trebuie să fie o preocupare obligatorie pentru organele reprezentative ale comunității.
În acest sens, Consiliul Local Onești poate acorda cea mai înaltă distinție persoanelor îndepărțite, respectiv titlul de cetățean de onoare al municipiului Onești. Titlul de cetățean de onoare al municipiului Onești reprezintă o distinție onorifică și pe cale de consecință nu presupune acordarea unor drepturi materiale. Aceasta încununând o recunoaștere a unei cariere de excelență a unor fapte, acte și performanțe notabile. Cariera în motosport a domnului Dumitru Vescopa Mincu Adrian a însumat peste 20 de ani, timp în care a participat la peste 100 de competiții sportive, raliuri, în calitate de pilot profesionist, fiind un exemplu de curaj, ambiție și energie pozitivă. A purtat cu mândrie și succes numele municipiului Onești peste tot, din zecile de evenimente sportive pe care le-a organizat, în calitatea sa de președinte al Asociației Sportive Rally Spirit Onești. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre de acordare a distinției de cetățean de onoare al municipiului Onești post-mortem domnului Dumitru Vescopa Mincu Adrian îndeplinește condițiile pentru a fi supus de spatele și aprobării plenului Consiliului Local al municipiului Onești. Mulțumesc frumos! Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia numărul 3, aviz? Favorabil. Comisia 4? Favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Eu aș vrea să dau citire câteva rânduri dintr-una dintre caracterizările pe care am depus-o la acest dosar. Câteva rânduri scrise despre Adi Răspopa de către un foarte bun prieten al acestuia. Nu vreau să-l descriu pe Adi prin prisma sufletului său minunat, a spiritualității sale desăvârșite, a loialității față de familie, față de prieteni, față de sport și față de orașul Onești, a talentului său extraordinar, ca și pilot de raliuri și organizator de evenimente, ci strict din punct de vedere al aportului uriaș de imagine, și nu numai, pe care acesta l-a adus orașul Onești și județului Bacău în general. Am ajuns ca în ultimii 30 de ani să fim reprezentați de multe ori de non-valori. Au ajuns ipocriții, evazioniștii, corupții, să fie vectori de imagine și de idealuri pentru copiii noștri. Prinși de emisiunile de scandal și de tot astfel de circuri la televizor, uităm să mai citim o carte sau să învățăm de la oamenii de valoare care sunt din ce în ce mai puțin și mai puțin mediatizați. Oameni de valoare nu sunt doar poeții, savanții sau doar Nadia Comăneci, Ilie Năstase, care reprezintă tezaure pentru România. Fiecare comunitate are propriile sale valori. Poate fi un medic excepțional, poate fi un primar gospodar, poate fi un om de afaceri care aduce plus valoare comunității, poate fi un profesor care să fie un bun pedagog și prin carisma sa să însuflețească multe generații, poate fi un preot cu har sau un sportiv care face sau a făcut cinste comunității. Prin Adi, eu ca băcăoan am descoperit frumusețile acestui județ și am pășit prin locuri pe care nu aș fi avut ocazia să le văd vreodată. Sute de sportivi din toată țara și sute de fani veneau la evenimentele organizate exemplar de Adi Răspopa. Adi a adus zâmbete, adrenalină, spectacole, ceva nou, dar și prosperitate întregii comunități. Pentru mulți dintre noi, Oneștiul este acum sinonim, printre altele și cu Adrian Răspopa. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc și colegilor pentru votul pe care îl vor acorda. Sunt convinsă că... trecem vot secret. Eu o situație puțin recentă, am participat la un schimb de experiență și la o adunare generală a secretarilor de municipii. Din păcate, sau nu știu dacă din păcate sau nu, opinia majoritară era că și la cetățenii de onoare, inclusiv post-mortem, dat fiind faptul că este vot la persoană, ar trebui să meargă cu vot secret. De aceea noi astăzi v-am propus și vă propunem de acum încolo ca tot ce înseamnă cetățean de onoare să fie votat cu vot secret, ca să nu, să evităm orice alte discuții. Thank you.
Consiliul local are inițiativă și mă dorește în condițiile legii în toate problemele de interes local potrivit codului administrativ pentru care se numără și acordarea pentru de cetățean de onoare al municipiului Cățanul Fizice Comente de Oseniță. Domnul Vasile Groza a reușit prin lumina cugetului său a părților să ne oferă o bogăție de gânduri, de lecții de viață și gânduri de înțelepciune românească. Viațele literare a adusului, mai ales cele dedicate tinerilor, copiilor, sunt adevărate bijuterii literare, ne ajută în realizarea evoluției spirituale, făcându-ne mai drept, mai drept și mai aproape de mântuirea sufletului.
Analizând întreaga sa activitate, considerăm că sunt împlinite toate condițiile necesare pentru a se acorda distinția de cetățean de onoare al municipiului Ionești, domnului Groza Vasile. Având în vedere cele prezentate, supunem spre analiză și aprobare Consiliul Local proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Au cuvântul Comisia numărul 3? Favorabil. Comisia 4? Favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Da, poftiți, domnul Groza. Mulțumesc. Din păcate, foarte mulți oneșteni nu cunosc activitatea literară a domnului Vasile Grozea, poet, prozator și dramaturg, cu numeroase volume pentru copii și tineret. Și trebuie să ne mândrim că dumnealui este membru al Uniunii Scriitorilor Români în 2012, de aceea cred și eu că merită cu presoțință acest titlu. Cu toate că trebuie să recunosc că nu are aceeași vizibilitate ca și sportivii sau cântăreții, e om de litere și face cinste și onoare municipiului nostru. Mulțumesc. Mulțumesc. Trecem la vot. Am o întrebare. Domnul inițiator, da, știți cine este Cristian Lupeș? Da. Și ne puteți spune? Da, da. Mulțumesc. Vă rog. Vă rog. E probabil că, după cunoștințele mele, dirijor, nu? Dirijor, am văzut anumite spectacole dirijate de dumneavoastră. Puteți să faceți, dacă e oneștean, puteți să faceți și dumneavoastră să ne mândrim cu oamenii de cultură. Am greșit câteva? Mă rog. La speța de față, nu. Copteți? Speța de față n-ați greșit. La ce răspuns ați dat? Mulțumesc. Trecem la vot. E greu să mă prindeți în ofer. Chemăm barul. Da, așa da. Doar așa. Așa cred eu, scutători. Nu țin cont de antrenor. Chemăm barul. Barul. Păi aș fi că îi spun dacă îi dă gustul. Ia-ne prima, nu? Thank you.
Nu, nu, nu. Conducerea Spitalului Municipal Sfătuirea Dr. Luca Onești a înaintat solicitarea de aprobare a organigramei și a statului de funcție a Spitalului Municipal Onești cu o majorare a numărului de posturi aprobate de la 986 de posturi la 1055 de posturi, în respectarea cerințelor privind reacreditarea Autorității Naționale a Managementului Calității, privind asigurarea personalului medical și auxiliar sanitar. Nevoia de îngrijire a pacienților în secțiile în care gradul de dependență acestora este ridicat a condus la majorarea numărului de posturi datorită personalului masamintit pe limita prevăsă de legile materiale. Având în vedere cele prezentate, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiect în forma prezentată. Mulțumesc! Proiectul de hotărâre, raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 4. Favorabil. Favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului instituțiilor, serviciilor publice din subordinea Consiliului Local. Domnule secretar. Aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și a personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale administrației, din aparatul propriu al primăriilor și al consiliilor locale, din instituțiile și serviciile publice de interes local în subordinea acestora, se face prin hotărârea Consiliului Local. Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din instituțiile și autoritățile publice se asigură de fiecare ordonator de credite, care are obligația să stabilească salariile de bază, să asigure promovarea personalului în funcție. Începând cu luna decembrie 2023, stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual în aparatul de specialitate al primarului, instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local este necesară și oportună. Pentru aceste considerente, propunem spre aprobare proiectul în forma prezentată. La acest proiect avem și un amendament. Avizele Comisia 1? Aviz favorabil. Comisia 4? Favorabil. Mulțumesc. O să dau citirea amendamentului. Astfel, articolul 1 se introduce aliniatul 4 cu următoarea... salariile de bază pentru personalul de specialitate în cadrul Direcția Cultură se stabilește în conformitate cu prevederile ordonanței de urgență numărul 115/2022. Stai omis introducerea sau se facă referire la Direcția de Cultură. În proiectul hotărârii, Direcția de Cultură, salariile sunt stabilite pe minimile naționale.
marginea amendamentului? Vă rog să luați act că eu nu particip la vot la acest proiect. Da. Supunem la vot amendamentul dacă sunt discuții. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Supunem la vot și proiectul împreună cu amendamentul. Cine este pentru? Da, domnul Cipre, și mă scuzați. Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii municipiului Onești cu Fundația EOS România în vederea digitalizării serviciilor bibliotecii municipal Radu Roseti Onești. Biblioteca Municipală Radu Roseti prin Direcția de Cultură a aplicat în acest an și a obținut un grant în valoare de 2.000 de euro pentru dezvoltarea serviciilor digitale destinate seniorilor din Onești în cadrul proiectului național împreună în România Digitală al Fundației EOS România Education for Open Society. La nivel național au fost acordate doar 20 de astfel de finanțări pentru biblioteci, unități de învățământ și ONG-uri. Pentru alocarea sumei de bani ce vor fi folosiți pentru tehnologizarea bibliotecii, pentru a desfășura mai multe activități de incluziune digitală, vă propunem spre aprobare asocierea dintre municipiul Onești și Fundația EOS România. Mulțumesc. Raportul de specialitate a fost prezentat. Dau cuvântul Comisiilor de Specialitate. Numărul 1. Aviz favorabil. Numărul 3. Favorabil. Numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc! Proiect numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului municipiului Onești la data de 30.09.2022. Operațiunile economice de evidență a veniturilor, de evidență contabilă a cheltuielilor, se desfășoară în cadrul serviciilor de specialitate ale Direcției Economico-Financiare, se evidențiază cronologic și sistematic în baza documentelor justificative. Contabilitatea instituției se ține în partidă dublă și urmărește să asigure informații ordonatorului de proiecte cu privire la execuția bugetelor de venituri și cheltuieli, patrimoniului, cât și informații privind performanțele financiare și fluxurile de trezorerie. Față de cele menționate, vă rugăm să analizați proiectul în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia 1. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidate de venituri și cheltuielea municipiului Onești pe anul 2022. Domnule secretar? Ținând seama de adresa ANAF Bacău, prin care ni se repartizează suma de 400.000 lei din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale, din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, ca urmare a celor prezentate anterior, este necesară suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli, cu scopul de a asigura continuitatea în bune condiții activității acestor instituții. Față de cele menționate, vă rugăm să aprobați proiectul în forma prezentată. Mulțumim, raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia 1? Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul numărul 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 314 pe 20.10.2022 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente anului școlar 2022-2023 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat cu frecvență din municipiul Onești. Domnule secretar? Prin adresa înaintată, Școala Gimnazială Ghiță Mocanu ne comunică că a estimat eronat numărul de burse, motiv pentru care solicită remedierea situației. Conform celor prezentate, propunem spre aprobare numărul de burse pentru unitatea de învățământ menționate, astfel numărul de burse de studiu 20 față de 19, aprobat inițial numărul de
Bursă de merit 78 față de 79 aprobat inițial, număr de bursă ajutor social 39 față de 37 aprobat inițial. Cu facultate cu cele prezentate, vă supun spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 314 pentru 2022 pentru aprobarea numărului școlar în rezultatul la Rapilești anului școlar 2022-2023 pentru elevii din învățământ preuniversitar cu frecvență în municipiul Onești. Cu singura precizare, proiectul a fost avizat și va fi contrasemnat dacă va fi aprobat dumneavoastră, de către colegul meu, directorul executiv, Robert Ionuț Chiria, pentru a evita astfel eventualele suspiciuni de conflict de interese. Mulțumesc. Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia 1? Aviz favorabil. Comisia 3? Favorabil. Comisia 4? Favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Domnul Cimpăieșu, poftiți. Mulțumesc. Se modifică doar bursele conform adresei primite sau modificăm tabelul, cuantumul total al burselor? Adică păstrăm numărul de burse de studiu la 408 și modificăm doar în urma adresei de la făcută de doamna Burdoană. E corect ce spun? Da, da. Pentru că din hotărâre nu reiese așa. Eu din hotărâre înțeleg că acordăm doar 78 de burse. La punctul 9. La punctul 9 sunt cele ale școlii. S-au modificat doar pe linie la școala gimnazială Ghiță Mocanu și automat s-au modificat și cele totale pe municipiul Onești. Aceea a venit cu anexă completă, pentru că nu puteam, dacă veneam și modificam doar punctul 9, nu mai implica pe total. Și atunci s-a schimbat întreaga situație. Dar modificări sunt doar la școala Ghiță Mocanu, potrivit solicitările făcute de dumnealor. Supunem la vot cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc! Proiectul numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și finanțării unor evenimente cultural-artistice în luna decembrie la nivelul municipiului Onești anul 2022. Domnul secretar? Că în fiecare an primăria municipiului Onești dorește să marcheze apropierea sărbătorilor de iarnă și a noului an printr-o serie de activități culturale-artistice foarte apreciate de comunitatea oneșteană, precum organizarea unor concerte, concursuri și alte activități specifice sărbătorilor de iarnă. Având în vedere cele prezentate, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul în forma prezentată cu mențiunea că există un amendament în acest proiect. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul Comisiei 1? Aviz favorabil. Vă citiți dumneavoastră amendamentul? Da. Amendamentul pentru introducerea unui nou aliniat al articolului 1, pe litera F, se mai introduce suma de 15.000 de lei pentru un spectacol organizat de ziua municipiului Onești, respectiv de 6 decembrie, data la care se vor aprinde și luminile, probabil, luminatul festival municipiului Onești. Va fi organizat un spectacol, din câte am înțeles, o posibilă pe scările primăriei. Greșesc cu ceva, domnul director? În fața primăriei, pe scenă, sau scenă. Discuții pe marginea amendamentului? Am o singură întrebare. Domnul Ciumpăieș, am... Cei 15.000 se adaugă la total sau bine? Nu, se adaugă la total. Automat se va modifica și suma totală de la articolul 1, din 195.714 plus 15.000. Da, domnul Zanzi. Da, dacă ne puteți face o detaliere a punctelor A și B de la articolul 1 din proiect, suma este globală și detaliat pe activități. 105.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor cu servicii pirotehnice, pachete pentru copii, recomisarea cetelor de urători, precum și alte cheltuieli specifice. Dacă ne puteți face o detaliere și la litera A și la litera B, vă rog frumos. Da, în ceea ce privește serviciile pirotehnice și nu face obiectul direcției mele, domnul director Mihaila de la direcția administrativă a făcut toate documentele și dânsul se va ocupa. Și mă scuzați și la punctul B.
Sunt multe elemente numerate și o singură cifră, dacă ne puteți detalia. A, iar aici este, reprezintă activitățile care vor avea loc în noaptea de Revelion, mai exact partea de artiști și partea de scenotehnică, aici e vorba de suplimentare dacă vom avea nevoie la lumini și sunet. Deci, era fiind a primăriei. De suma de 59.000 se face pentru Revelion. Pentru trecerea dintre ani. Din da. Și 105.000 lei până atunci. Dacă permiteți, da. 105.000 de lei sunt pentru artificiile care se vor acorda, se vor face de Revelion. Sunt acele pachete pentru copii care vin și colindă urma primăria. Plus cetele de urători care vin în fața aici și primesc o anumită sumă. Există o comisie în funcție de spectacolul pe care îl creează, primesc o sumă de bani. Asta am înțeles. Întrebam dacă există o detaliere pe fiecare capitol. Sunt niște aproximări, dar din păcate domnul director Mihailă nu este în sală. Mă scuzați, iar în ceea ce privește organizarea evenimentului de Revelion, noi am bugetat, având în vedere anii anteriori, întrucât mare parte a artiștilor consacrați încă nu și-au dat ofertele, toți așteaptă probabil să cânte în orașele mari. Dar având în vedere experiența anilor trecuți, noi am bugetat, urmând să vedem prin achiziții ce vom contracta. Mulțumesc. Atât estimăm să cheltuim. Mulțumesc. Dacă mai sunt discuții pe marginea amendamentului? Nu? Supunem la vot amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Votăm și proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc! Proiectul numărul 13. Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Onești. Domnul secretar? Conform prevederilor codului administrativ, inventarul bunelor care au locuit domeniul privat al unității administrative teritoriale se întocmește și se actualizează către o comisie specială constituită, condusă de autoritatea executivă. Comisia specială pentru întocmirea și actualizarea inventarului publică, aparținând domeniului public și privat al municipiului Onești, s-a constituit conform prevederilor dispoziției primarului municipiului Onești, a identificat și a inventariat bunurile mobile care au fost declarate ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Onești. Față de ponderele reprezentate, vorbim să față de cine prezentate, vorbim să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul Comisia 1? Aviz favorabil. Comisia 4? Favorabil și la 4. Discuții pe marginea proiectului? Și dacă nu, punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul numărul 14. Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun imobil, construcție provizorie, în domeniul privat al municipiului Onești. Scoaterea din funcțiune și casarea acestuia. Având în vedere referatul subcomisiei de inventariere a domeniului privat, prin care s-a acela cunoștință faptul că în procesul de inventariere au identificat un bun imobil construcție, provizorie construită în anul 2004, suprafață de 30 de metri pătrați, cu durata de viață depășită, situată în municipiul Onești, alia parcului numărul 15 bis, care este într-o stare avansată de degradare. Prin prezentul proiect de hotărâre se propune trecerea acestui bun în domeniul privat și scoaterea din funcțiune și casarea acestuia. Mulțumesc. Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia 1? Aviz favorabil. Comisia 2? Favorabil. Comisia 4? Favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul numărul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea testării apartenenței la domeniul public al municipiului Onești al unor bunuri imobile. Se
Ținând cont de necesitatea accesării de fonduri europene, în vederea realizării unor lucrări de investiții în municipiul Ionești, este necesar ca terenurile proprietate publică a municipiului Ionești afectate de lucrări să fie întabulate în domeniul public. Imobile ce fac obiectul propunerii atestării din domeniul public al municipiului, în vederea înscrierii dreptului de proprietate în carte funciară, sunt situate în intravilanul și extravilanul localității, identificate prin planurile de amplasament și de limitare. Având în vedere cele prezentate, spuneți spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia 1? Aviz favorabil. Comisia 4? Favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiect numărul 16. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Ionești a unor imobile constituite din terenul cu și fără construcții situate în intravilanul municipiului Ionești. Imobile ce fac obiectul propunerii de preluare în proprietatea privată a municipiului Ionești sunt situate în intravilanul localității, identificate prin plan de amplasare și delimitare. Aceste imobile au fost inventariate, delimitate și măsurate ca urmare a unor cereri depuse de persoane fizice sau juridice, având ca scop participarea la licitații publice, în vederea concesionării sau închirierea terenurilor, precum și pentru stabilirea apartenenței la domeniul privat al acestora. Având în vedere cele prezentate, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al municipiului Ionești, prezentul proiect de hotărâre. Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia 1? Aviz favorabil. Comisia 4? Favorabil. Avem și un amendament. Da, prin prezentul amendament se completează tabelul din anexă cu punctele 4 și 5, fiind vorba de două terenuri. Unul, punctul 4, adresa Venus Mercur, numărul 10-30 de metri. Iar la punctul 5, adresa imobilului strada Venus, numărul 2C, tot 30 de metri pătrați. Discuții pe marginea amendamentului? Poftiți? Nu știu dacă la amendament, dar la proiect nu face ceva. Ah, ok. La proiect. Da. Supunem la vot amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul numărul 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu liber, proprietatea municipiului Ionești, pentru funcționarea unor asociații de proprietari. Domnul secretar? În vederea realizării atribuțiilor convenite de prevederile legale în domeniu, Consiliul Local al municipiului Ionești, cu prevederea la funcționare, concepționarea sau închirierea bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat de interes local. Ca urmare a celor expuse mai sus, ca urmare a solicitării depuse de președintele Asociației de Proprietari, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre cu privire la închirierea prin licitație publică a unui spațiu liber situat în municipiul Ionești, strada Victor Babeș, numărul 1, etajul 1, proprietatea municipiului, pentru funcționarea asociațiilor de proprietari. Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia 1? Aviz favorabil. Comisia 4? Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul numărul 18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea dării în folosință gratuită a unui spațiu proprietatea municipiului Ionești, situat în imobilul din Bulevardul Republicii numărul 43, către Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria, filiala Colonel Corneliu Chirieș, al județului Bacău, cu destinația de sediu. Domnul secretar. Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria este o organizație de utilitate publică, patriotică și democratică, a politică, independentă, non-guvernamentală, non-profit, constituită pe baza liberei adeziunii a persoanelor care doresc să perpetueze în conștiința cetățenilor sentimentele de adâncă recunoștință față de eroii și martirii neamului care s-au jertfit pe altarul patriei. Având în vedere solicitarea acestei asociații, repetarea la alocarea unui spațiu cu destinația de sediu pentru desfășurarea activității în cele mai bune condiții, conform de decizia de asociației, propuneți pe analiză și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc! Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia 1? Aviz favorabil. Comisia 3? Favorabil. Comisia 4? Favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Luați act, eu nu particip la tot.
Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul numărul 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării serviciilor notariale specifice operațiunilor de dezmembrare a unor imobile, terenuri, proprietatea municipiului Onești, în vederea individualizării prin numere cadastrale proprii. Domnul secretar? Imobile terenuri ce fac obiectul prezentului proiect de hotărâre pentru aprobarea serviciilor materiale specifice operațiunilor de dezmembrare aparțin municipiului Onești în suprafață totală de 1658 metri pătrați, situată în municipiul Onești, strada George Batoria 24 și în suprafață totală de 23.848, situată în municipiul Onești, calea Bacăului, numărul 14, județul Bacău. În scopul reglementării și asigurării de evidențe exacte și complete a situației juridice a imobilului, ce va deriva din dezmembrarea terenurilor, este necesară să se aprobă serviciile notariale specifice. Prin înscrierea în sistemul de cadastru și carte funciară a imobilor dezvoltate, în urma serviciilor de dezmembrare, acestora le se va atribui un număr cadastral unic prin care se vor deschide cărți funciare noi, unde vor fi evidențiate informațiile tehnice, juridice și economice proprii. Având în vedere cele menționate, propunem spre aprobare prezentul proiect de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 2. Favorabil. Comisia 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul numărul 20. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unor terenuri proprietatea municipiului Onești. Domnul secretar? Inițiator, domnul Bujor. În vederea realizării atribuțiilor conferite de codul administrativ, Consiliul Local hotărăște în condițiile legii, dar în administrare, concesionare sau închiderea grunilor ce aparțin domeniului public sau domeniului privat al municipiului Onești. Prin hotărârea Consiliului Local anterior, au fost atribuite sub forma concesiunii, spații de teren menționate, documentele înaintate, ținând cont de solicitările registrate la primăria municipiului Onești, se propune transmiterea dreptului de concesiune conform datelor de identificare menționate. Având în vedere cele prezentate, supuneți spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Da, domnul Cipoieșu. Aș vrea să-l întreb pe inițiator care este logica pentru care a inițiat dumneavoastră acest proiect. Eu nu-mi dau seama ce treabă are. Prin hotărâre de consiliu anterioare, au fost atribuite sub formă de concesiu suprafețele menționate. Datorită unor contracte de vânzare-cumpărare, actualii proprietari au cerut să se transfere dreptul de concesiune în favoarea lor, cum s-a produs de zeci de ori cu contractele de... Vă rog să mă iertească pentru... Da. V-am adresat o întrebare. O să vă rog să-mi răspundeți punctual la întrebare. Eu înțeleg despre la ce se referă proiectul. L-am citit, am înțeles proiectul. Eu nu înțeleg logica pentru care inițiați dumneavoastră acest proiect. Fiindcă, că asta nu înțeleg. Fiindcă pe ce treabă aveți dumneavoastră? Regulamentul, serviciul a primăriei? Sau în cum? Regulamentul Consiliului Local, orice consilier local are dreptul și posibilitatea să întocmească proiecte de hotărâre. Ok, și cum ați ajuns atunci? Vă rog, explicați-mi cum ați ajuns dumneavoastră să inițiați acest proiect. Că asta chiar nu mă înțeleg. Păi, fiindcă au fost introduse la primărie cereri de în acest sens. Și dacă au fost introduse la primărie, nu la consiliul local? La... Da? Așa, ce treabă aveți dumneavoastră să fiindcă sunt consilier local și orice consilier local poate să... Nu puteți să supliniți un serviciu a primăriei. Domnul Cipoieșu, cred că exagerați în siguranță. Nu, dar nu pot să mă abțin, că dumneavoastră trebuie să vă abțineți, că trebuie să aveți un elementar bun simț aici. Probabil că nu cunoașteți regulamentul și nu știți că orice consilier poate să vină cu propunere de acest sens. Pot să spună domnul secretar dacă eu am făcut voi ilegalitate. Sau orice consilier... Nu treceți mai departe, domnul. Păi, dar v-am răspuns. Nu dumneavoastră, vorbeam colegii dumneavoastră pe partid. Haideți să lămurim lucrurile, că nu înțeleg de ce atât. Eu înțeleg logica din spate, foarte bine, dar vreau să văd cât mai eludați chestia asta. Dar dumneavoastră, de ce sunteți cu spațele să vă... Păi nu, dar ce treabă aveți dumneavoastră să... Păi fiindcă sunt consilier local. Deci, cred că nu ne-am înțeles, că de 2 ani tot consilier local. Deci, în proiectul respectiv, sunt niște suprafețe de teren, concesionante deja, care și-au schimbat proprietarul. Da? Ok. Bun.
Și este noi informații doresc să preia contractul de... Băi, asta nu înțeleg ce căutați noastră ca inițiator al proiectului. Aici nu înțeleg. Domnul Cimpoieșu, dacă pe dumneavoastră vine și vă roagă un cetățean al acestui municipiu să-i introduceți pe ordinea de zi un proiect de hotărâre. Dar pe mine de ce nu vine să mă roage niciun dar pentru că sunteți inabordabil, stimate colegi. Și jos și pe dumneavoastră. Adică ce mă mai de fiecare dată toate chestiile astea cu terenuri, toate chestiile astea care, care nu sunt ok, vin din doi consilieri. Aveți aviz de legalitate, dacă nu vă convine, nu votați, domnul Cipoieșu. Probabil că cetățenii care vin la mine țin cont de activitatea mea. Nu într-un birou de 2 metri pătrat, activitatea parlamentară, politică pe care au avut-o și ca care probabil au încredere în... Nu vă supărați, unde este, este situată? Unde este situată farmaciară cu Republicii 27? Dar nu v-am întrebat, domnule. Nu, dacă v-am să ne înțelegem. Dacă nu permițiunea de la doamna președinte, să poți să... Cine este de pe stradă? Nu vreau să verific dacă cunoașteți proiectul pe care l-ați depus. Pentru că puteți vorbi cu reprezentantul serviciului de specialitate. De ce să vorbesc cu reprezentantul serviciului de specialitate? Nu, 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 Un contract este de pe Republice, o farmacie care a cumpărat într-un contract de vânzare-cumpărare, altul este de pe strada Tineretului, tot pe vânzare-cumpărare, iar altul este pe Belvedere, tot unde concesionarii transferă la o persoană contractul de concesie. Și de ce aceste transferuri nu se fac normal cum s-au făcut până acum? Cu cererile la primărie? Păi da, așa s-au făcut, există la primărie. Nu s-au făcut așa, domnul. Că eu asta nu înțeleg. Domnul secretar, vă rog, vă dau citire numărul de înregistrare și cererile la primărie. De ce au ajuns oamenii aceștia? De ce ceilalți au ajuns la serviciile primăriei și am votat transferul? Cum am mai votat multe până acum în ăștia 2 ani? Ce, a fost inițiator și acum deodată vin la dumneavoastră. A fost voi inițiator bun angajat al primăriei? Nu, a fost primarul sau viceprimarul. Primarul, viceprimarul, consilierul, poate să fie problemă. Nu, nu, nu a fost niciodată consilierul, nu mai tenat la discuția. Păi da, de ce? Fii și dumneavoastră, poate și dumneavoastră. Nu mai puțin, doamna președinte, vă știu ca să-mi dați cuvântul. Poftiți, domnule. Da. Degenerează. Puțin degenerează și, da, vreau ce pot să vă spun eu. Săptămâna trecută a fost o discuție și am avut-o și m-am consultat, sau domnul Bujor s-a consultat cu mine și eu la rândul meu cu compartimentul de specialitate. Au fost, toate trei solicitările au venit către domnul Bujor și domnul Bujor le-a îndreptat către primărie, către compartimentul de specialitate. Am discutat și cu domnul primar. Problema cunoaște și dumnealui ne-a spus că nu are nimic împotrivă, că poate să fie și domnul Bujor, poate să fie inițiator și domnul Bujor. Până la urmă, chestia asta e o chestie de bucătărie internă a unei formațiuni politice, faptul că este în aceeași formațiune politică ca și domnul primar. E o chestie de strategie, cred eu că se face prea mult tam-tam pe chestia aceasta. Din punctul meu de vedere este perfect legal proiectul de hotărâre. Orice consilier local are dreptul de inițiativă atunci când se solicită ceva, cu ajutorul și concursul compartimentelor de specialitate din primărie, se redactează proiectele de hotărâre. Da, într-adevăr, până acum la astfel de proiecte a fost doar primarul sau viceprimarul. Acum, decizia politică, pentru că vrem, nu vrem. Toate deciziile care vin aici sunt decizii politice, dumneavoastră sunteți oameni politici, iar noi le transformăm în acte administrative. Decizia politică a fost ca domnul Bujor să fie inițiatorul acestui proiect de hotărâre. Deci, domnul secretar, dacă îndrăgiți, doamna, astăzi spuneți că persoana de la numărul 1 și persoana de la numărul 3, ca să-și rezolve contractele de concesiune, au avut nevoie de intervenția domnului Bujor? Nu, au avut nevoie de intervenția domnului Bujor. Domnul Cimpoieș. Și ceea ce vi s-a spus mai devreme, fiecare cetățean se poate adresa consilierului local. Cred că și dumneavoastră ați avut cetățeni care probabil v-au întrebat sau v-au nu, domnul secretar, nu vin cetățenii cu probleme de astea. Da, asta e problemă. Poate. Păcate, nu prea v-am văzut făcut un proiect de ședință, domnul Cimpoieș. N-ați inițiat nimic până acum. Cred că nu știți care e procedura. Eu zic să vă abțineți, domnișoara consilier, că e mai bine așa. Mm-hmm. Ok. Mulțumesc. Haideți să ne oprim. Domnul Cimpoieșu, mai aveți ceva de adăugat? Ce pot să mai adaug? Ok, atunci trecem la vot. Cine este pentru? De. Împotrivă?
Abține? Mulțumesc. 21. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit al dreptului legal de uz și servitude asupra unor suprafețe de teren aparținând municipiului Ionești. Domnul secretar? Prin adresele înaintate de către 10 de Elgaz Grid, se solicită acordarea dreptului de uz și servitude asupra unor suprafețe de teren aparținând municipiului Ionești pentru întreaga durată de existență a construcției energetice în vederea realizării de lucrări specifice în municipiul Ionești. Drepturile de uz și servitude care au ca obiect utilitatea publică au caracter legal și se exercită fără înscriere în cartea funciară, pentru durata existenței capacității energetice sau temporar cu ocazia retehnologizării unei capacități în funcțiune, reparației, reviziei lucrărilor de intervenție în caz de avarie. Vă rugăm să analizați, să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia 1? Aviz favorabil. Comisia 4? Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Eu nici încă ești? Aveți microfonul deschis. Am o întrebare. De ce n-a venit la dumneavoastră domnul Fuse în aport? Vorba aia, da? Ăștia de ce nu vin la voastră? Ăștia de ce urmează procedurile și cum tot ei direct până așa la primărie? Domnul ce păi judeca, aveți ceva cu mine? Aveți ceva cu mine? Păi de la proiectul cu acțiune, suntem la alt proiect acum. Suntem la alt proiect. Ok. Suntem la... Asta e mai ala Și doamna Pașcu? Microfon. Dacă nu îi zic telefon. Spunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc! Proiectul numărul 22. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare pentru unele bunuri mobile aflate în proprietatea municipiului Ionești în vederea înregistrării acestora în evidența contabilă și tehnico-operativă. Domnul secretar? Având în vedere prevederile legislative conform cărora justa valoare se determină pe baza unor evaluări efectuate de regulile evaluatorii autorizați, conform reglementării fiscale în vigoare și ca urmare a încălzării raportului de evaluare de către evaluatorul autorizat ANEVAR, supunem spre analize și aprobare Consiliul Local proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia 1? Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Proiectul numărul 23. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local Onești, numărul 227 din 8-a 2022, privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a cinstirelor proprietatea municipiului Onești. Domnul secretar? Prin hotărârea Consiliului Local numărul 227 pe 2022 a fost aprobat regulamentul de organizare și funcționare a cinstirelor proprietatea municipiului Onești. Pentru a avea o astfel de evidență cât mai exact la locul de veci, cât și pentru mai bună administrare a cinstirelor proprietatea municipiului Ionești, propune modificarea articolului 23 și articolului 24 de regulamentul de organizare și funcționare, în sensul modificării eliminării unor aliniate conform documentelor înaintate. Având în vedere aceste motive, vă rugăm să dezbateți și să aprobați proiectul în forma prezentată. Mulțumesc! Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia 1? Aviz favorabil. Comisia 4? Favorabil. Discuții pe marginea proiectului, da, domnul Cincoieșu? Am o întrebare către staful tehnic. Există posibilitatea plății taxei pe 14 sau pe 21 de ani? Pentru că aici îmi spuneți doar perioade succesive de 7 ani. Se presupune că un titular, nu știu, locuiește în Anglia sau în America și plătește taxa pe 14 pe multiplu de 7, ca să respecte regulamentul. Nu, din 7 în 7 ani este stabilită regula, din prisma faptului că poate după cei primii 7 ani, ori nu mai îngrijește mormântul, ori, nu știu, din diverse motive ar putea să nu mai aibă acel mormânt. Și taxa poate fi plătită online fără nicio problemă, din orice colț al lumii, da? Bineînțeles, pe buget, pe ghișeu, cum eu, poate plăti. Ok. Altceva, domnul Cipriu? Nu, mulțumesc. Mai sunt discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Proiectul numărul 24.
Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului în angajament de modificare a amplasamentului grupului de măsură a energiei electrice pentru obiectivul modernizarea și creșterea eficienței energetice a grădiniței cu program prelungit numărul 9 din municipiul Onești. Domnul secretar? Având în vedere necesitatea realizării proiectului modernizare și creșterea eficienței energetice a grădiniței cu program prelungit numărul 9 din municipiul Onești, executivul a emis certificatul de urbanism numărul 187 pe 2022. Prin acest certificat a fost solicitată obținerea avizului de amplasament favorabil de la operatorul de rețea de energie electrică. Urmare a cererii noastre, operatorul a transmis un contract angajament care reprezintă un aviz favorabil condiționat prin care beneficiarul se angajează să respecte termenii și condițiile stabilite de operatorul de rețea privind delimitarea zonelor de protecție și siguranță aferente capacităților energetice necesare obiectivilor, să elaboreze studii și să achite contravaloarea lucrărilor necesare pentru amplasarea proiectului de măsurare a energiei electrice la limita de proprietate aferent obiectivului. În față de cele menționate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia 1? Favorabil. Comisia 4? Favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Punctul 25 rămâne la sfârșit. Trecem la punctul 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Municipiul Onești și Spitalul Municipal Onești Sfântul Ierarh Dr. Luca pentru realizarea obiectivului de investiții, achiziția de echipamente și dotări pentru cabinetele medicale din ambulatoriu integrat al Spitalului Sfântul Ierarh Dr. Luca din Municipiul Onești în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, pilonul 5, Sănătate și reziliență instituționale, componenta C12, sănătate, investiția 1, dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești 1 cu 3, unități de asistență medicală ambulatoriu, apelul de proiecte MS0013. Domnul secretar? Apreciem a fi oportună și necesară aprobarea proiectului de acordul de parteneriat între Municipiul Onești și Spitalul Sfântul Ierarh Dr. Luca din Municipiul Onești pentru depunerea cererii de finanțare pentru achiziția de echipamente și dotări pentru cabinetele medicale din ambulatoriu integrat al Spitalului Sfântul Ierarh Dr. Luca din Municipiul Onești. Derulat prin Ministerul Sănătății, întrucât sprijină prin fonduri nerambursabile achiziționarea de echipamente medicale de ultima generație. Așa faptul că potrivirului de finanțare, data deschiderii platformei pentru depunerea de statului de finanțare a fost 25 septembrie ora 10, iar data de închidere este 30 noiembrie. Față de cele prezentate, vă rugăm să analizați, să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. O singură precizare față de materialele pe care le-ați primit pe mail, în mod eronat, titlul proiectului a fost scris greșit. Titlul proiectului este cel pe care l-ați citit, doamna președinte, și pe care îl aveți în dispoziția de convocare. N-am să mai dau citire. A fost omis aprobarea acordului de parteneriat. Mulțumesc! Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia 1? Aviz favorabil. Comisia 4? Favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Proiectul numărul 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții, achiziția de echipamente și dotări pentru cabinetele medicale din ambulatoriu integrat al Spitalului Sfântul Ierarh Dr. Luca din Municipiul Onești, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, pilonul 5, Sănătate și Reziliență Instituțională, componenta C12, Sănătate Investiția 1, Dezvoltarea Infrastructurii Medicale Prespitalicești 1-3, Unități de Asistență Medicală Ambulatorie, apelul de proiecte MS0013. Domnul secretar? Ghidul beneficiarului pentru investiția specifică Unități de Asistență Medicală Ambulatorie din cadrul pilonului 5, Sănătate și Reziliență Instituțională, componenta VESPECE, Sănătate, dezvoltarea infrastructurii medicale specialitești a fost întocmită în vederea stabilirii condițiilor specifice
de finanțare pentru 30 de ambulatorii, unități medicale publice sau alte structuri publice care furnizează asistență medicală ambulatorii, în care cel puțin 20 de unități de îngrijire ambulatorii vor fi situate în regiuni sau municipalități mai puțin dezvoltate. Toate dosarele de finanțare primite de Ministerul Sănătății vor fi înregistrate în ordinea primirii și vor intra în procesul de evaluare, selecție pentru termenul limită de depunere. Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielor eligibile ale proiectului fără TVA. Față de cele expuse, vă rugăm să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre în formă prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia 1? Aviz favorabil. Comisia 4? Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu, supunem la vot cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul numărul 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate numărul 3 pentru anul 2022 în vederea repartizării prin închiriere ca urmare a relocării la parter a camerelor de locuit situate în strada Libertății numărul 1 din municipiul Onești. Urmarea modernizării parterului din imobilul situat în strada Libertății 1 din municipiul Onești, în vederea asigurării condițiilor de locuit prevăzute de legislația în domeniu și a solicitărilor chiriașilor din strada Libertății 1, titularei contractelor de închiriere în vigoare, s-a procedat la verificarea dosarelor acestora, întocmindu-se lista solicitanților de locuințe numărul 3 din anul 2022, în vederea chiriirii prin relocare la parter a camerelor de locuit situate în imobilul din strada Libertății 1. Față de, având în vedere cele menționate, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia 1? Aviz favorabil. Comisia 3? Favorabil. Comisia 4? Favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu, supunem la vot cine este pentru? Împotrivă? Abține? Trecem la... punctul numărul 25, probleme de interes local. Eu aș avea o singură chestiune de... Spune, era bine dacă era domnul primar, dar nu e. Probabil o să-i transmită domnul viceprimar în cartier. Au intervenit cei de la Raja pentru canalizare și fix în zona grădiniței. Au îngustat foarte mult drumul. Acolo e și curbă, e și copiii de la grădiniță. Carosabil este nu se mai poate practica în totalitate în zona respectivă. Cred că ar trebui vorbit cu cei de la Raja, ori să vină să asfalteze, pentru că au obligația conform contractului. Dacă nu mă înșel, doamna Anghele aici, cred că ar trebui să, cu siguranță cunoaște, să readucă zona la situația anterioară, adică să toarne asfalt în zona respectivă. Pentru că au terminat lucrările pe porțiunea respectivă, numai că de două luni de zile au lăsat-o efectiv așa cum... Domnul primar știe situația de acolo. Eu am fost personal ieri după amiază, am fost toate lucrările cu cartierul TCR. Nu TCR, eu zic că... Și dânsul a transmis constructorilor, se ocupe cel mai spus. Eu vorbesc de 6 martie, în satul catolic. În comun, la curba. Am zis TCR. Lucrez la o notificare, probabil mâine dimineață la prima oră pleacă, notificare către operatorul regional care are contractul cu constructorii. Noi nu putem să intervenim decât prin operatorul regional. Le dăm termen 5 zile în care se aducă la starea inițială, că este, într-adevăr, sunt foarte multe situații semnalate, cu boze. Am fost pe teren, este inadmisibil ceea ce se întâmplă. Acum s-a constatat de către conducere, luăm măsuri. Mulțumesc mult. Aștept să reacționeze. Eu sper că da, le-am stabilit, le retrag. Adică acolo chiar o zonă în care e destul de periculos și pentru copii, e și curbă, da, nu așa e ok. Mulțumesc. Același lucru, adică în același registru o să am și eu. Nu e domnul viceprimar, dar o să vă rog domnul vice. Intersecția Bucinului cu Republice, trotuarul, canalul făcut, canalul de vizitare, nu fiind înțeleg de ce l-am făcut așa târziu, a rămas neterminat acolo. Da? Sunt 3 școli care merg pe trotuarul respectiv și acum cu florile nu ai altă posibilitate decât să treci prin noroi. Nu știu cum să vă spun, dar ceva trebuie făcut. Da. Noi facem și o comisie din partea aparatului de specialitate al primarului și vom merge la pas pe fiecare dintre lucrările făcute de
constructorii care au fost desemnați de raja prin licitații și nu vom semna nicio recepție până la momentul la care vor aduce la forma inițială. Mai mult decât atât, putem să le luăm avizul de săpătură. Într-adevăr, am încercat să nu pierdă ei finanțările, să realizăm un obiectiv important pentru noi, ca municipiu, dar în același timp nu se poate să constructorii să-și bată joc de întreaga populație. Vom lua măsurile legale. Aș mai fi avut eu o întrebare, dacă îmi permiteți, doamna Anghel. Nu știu cum stăm cu termenii contractuali pe proiect. Din păcate, noi nu suntem cei care gestionăm contractul. Noi suntem doar beneficiari, nu putem să intervenim în ceea ce privește termenii contractuali. Da, aveți contractul la dispoziție. În câte știu eu, ar fi 20 lei. Adică dar au posibilitatea de prelungire. Fără penalizare? Și, sigur. Păi n-ar putem să fie gata, n-ar. Da, e clar. Cred că undeva prin vară, iunie, se suspendă, din ceea ce am înțeles pe perioada iernii, vor suspenda și vor relua. Păi și lasă așa? Nu. Nu. Păi nu, dar dacă suspendă toată perioada iernii și în degerei acolo spre fabrica, rămâne așa, vă rog problemă. Știu, avem probleme nu doar în degere, mai multe zone. Haideți să luăm măsuri. Știu, fac notificarele stabile termen, nu e prima notificare. Nu face, nu trebuie să face notificare. Ia faceți o comisie și să văd până la care nu face dacă e celălalt lucru. Păi de ce vă fac comisie? Că trebuie să reacționeze operatorul. Pentru că nu-i contractul meu. Adică eu nu putem face mai nimic. La cunoștință. Ca la noi. Da, problemele astea, să știți că se discută, dacă nu săptămânal, cel mult la două săptămâni, se discută în zilnic. Primar trebuie de ziua cu telefoane pe constructă zilnic. Știm situația din oraș și încercăm să le rugăm. Din păcate, din cauza ploilor, s-a agravat peste tot. Și trebuie intervenție rapidă. Eu cred că ei n-au respectat condițiile pe care le-au avut în caietul de sarcini, pentru că trebuia să împartă onești în câteva zone și să lucreze pe o anumită zonă, să termine. Așa a fost stabilit contractul. Eu nu știu că nu e așa. Eu știu că eram părțit și că trebuia lucrat pe porțiuni și că în termen de 30 de zile ei aveau obligația să readucă acolo unde interveneau, să readucă terenul la situația anterioară. E o situație pe care i-am adus-o la cunoștință domnului primar, am avut și un extras din caietul de sarcini. Acum nu mai comentăm că o să avem canalizare nouă, o să fie foarte bine, e un proiect la care s-a muncit destul de mult și, cum să zic, cred că e un beneficiu uriaș pentru Onești că avem acest proiect, însă ar fi trebuit supravegheat, zic eu, supravegheată mai bine maniera în care se respectă caietul de sarcini și se desfășoară lucrările. Da, dar e autoritatea contractantă raja. Noi nu suntem decât beneficiar final și putem doar să semnalăm aceste deficiențe. Ei pot ia măsuri împotriva constructorului. Aș vrea și eu să intervin aici. Nu sunt de acord deloc cu treaba asta, cu afirmația. Dar nu că e afirmația dumneavoastră. De ce să ne ascundem în spatele contractului cu raja și poate să fie făcut oricum, că vedeți, se fie un bine pentru Onești. Da, e ok. Dar treaba aia trebuie bine făcută. Faptul că avem va fi un proiect bun nu înseamnă că vom lucrează fiecare cu lucrarea. Chiar asta am spus, am zis că este un beneficiu proiectul acesta pentru oraș. Însă ar trebui ca lucrările să se facă. Sunt o grămadă de lucruri prost făcute. Asta a fost ideea. Haideți să schimbăm modul de gândire și să-și facă treaba. Să-și facă treaba ca lumea. Ok. Sunt de acord. Și nu. Mai zice cine mai este discuții, nu? Atunci declar închise lucrările ședinței de astăzi. Mulțumesc tare mult. O singură prioritate.